Paul, cât de mult v-a ajutat acest test cu o divizionare secundă și cred că e important pe iarbă? Da, eu zic că pentru noi, așa, dacă o luăm pe hârtie, a fost testul cel mai important cu echipa de Liga 2. Nu mai avem meciuri cu de Liga 2, doar cu de Liga 3, dar foarte bune. Mă bucur că băieții au răspuns bine și pentru noi era primul meci mai tare și eu zic că ne-am ridicat la cel puțin la nivelul lor. Bineînțeles. Și că l-am luptat degeaba o oră, dar a fost meci echilibrat. Au avut și ei o șansă două și noi am avut vreo două. Na, zic că până la urmă e un meci, un rezultat echitabil. Și eu vreau să-l felicit pe Cosmin pentru munca de 2 ani pe care 3 ani care și 2 ani de acum și că se descurcă foarte bine. Totuși ei au 19 puncte și sunt la 3 puncte de play-off, de zona de play-off. Deci nu e situația așa tragică nici la ei și ei au făcut multe schimbări. Se vede și la ei că sunt în lucru, ca și noi de altfel. Noi am terminat meciul repriza a doua cu foarte mulți copii, de 2006, 2007, 2005. Și asta mă bucură că au făcut față și l-am luat repriza a doua. Mi-era un pic teamă, dar s-au descurcat bine. Starea medicală a celor accidentați, celor care au lipsit, cum e? Cred că e bună. Adam Cic am vrut noi să nu-l forțăm pentru că are un început de pubalgie. Rotariu are o inflamație, o să vedem de luni. Dacă rea Pureca, e plecat la facultatea la schi și cu roșu. În rest, toată lumea bine. Și asta era important, că nu ne accidentăm și nu ne-am accidentat. Deși au fost câteva contacte mai bine. Mai aștepți jucători sau cam ăsta e și? Nu. Eu cred că ăștia suntem. Acum doar așa. O minune dacă se întâmplă bine, dacă nu, eu sunt mulțumit de lot.